Urmează surpriza din partea Asociației Județene de Fotbal. Thank you.
Președintele Asociației Județene de Fotbal, domnul Pepe Adrian, jucătorii, conducătorii și staful tehnic al echipei Fotbal Club Buzău. Jucătorii învingători în această seară sunt Gui Ionuț, Căpțanu Andrei, Mirescu Gabriel, Pârgu Daniel, Crăciun Alexandru, Mobilianu Ionuț, Baciu Alexandru, Modruz Mihai, Arbeseală Nicolae, Zaplaic Cristian, Șervănoiu Georgian, Pop Adrian, Enache Marius, Mușan Gabriel, Ilie Narcis, Ghiță Ionuț, Turturică Ionel și Oțeanu Claudiu. Staful tehnic, Șipa Constantin, Tudose Vasile, Marcu Gabriel, Dodor Ferut și Negoiță Mihai. Să urăm succes echipei fotbal. Echipa Lanuri, un specialist a Cupei României, a disputat acest trofeu de 9 ori, câștigându-l de 3 ori. Încă o dată felicitări echipei din Lanuri. Și acum, momentul culminant al festivității. Urmează momentul culminant al acestei seri, acela de mânare a trofeului Cupa României, faza județeană, ediția 2017-2018. În acest moment cupa a fost primită și felicităm încă o dată Fotbal Club Buzău pentru rezultatul meritoriu din această seară. Încă o dată felicitări acestor băieți minunați care s-au dăruit și au reușit să întoarcă un rezultat pe care nu mai credea nimeni. Sperăm să ne reprezinte foarte bine în etapele următoare, etape care vor fi organizate de Federația Română de Fotbal. Succes, băieți, ne-ați făcut o seară frumoasă! Vă mulțumesc dumneavoastră, stimați spectatori, care ați fost alături de noi, alături de niște băieți care s-au dăruit total, ne-au dăruit un fotbal frumos. Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm să fiți aproape în toate momentele fotbalistice. Asociația Județeană de Fotbal Buzău își dorește întotdeauna să obțină rezultate dintre cele mai bune. Felicitări tuturor!